Astăzi m-am trezit de dimineață și am băut o gură de apă. După cum puteți vedea, eram puțin leneșă, însă, da, am luat o gură de apă rece ca să mă mai trezesc și durează cam mult până iau o gură de apă, da. Aici mâncam micul dejun, un sandwich cald cu șuncă și unt. Mă pregăteam de plajă, aveam costumul de baie pe mine și șapca, pe care scrie Italia, e din Italia. Și aici coboram scările să mergem la prima tură de plajă. Mergeam cu sora și bunicii mei către apă, către mare. Aici am văzut niște floricele foarte, foarte cute. Și deja ajunsesem la plajă, unde apa era puțin rece de peste noapte, dar era cât de cât ok. Mi-am băgat picioarele în apă, eu și sora mea. Am spus că era puțin cam recișoară, spun așa. Nu uitați, dacă vă place acest clip, să dați un like și un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Aici așteptam pește slong până se mai încălzea apa și luam o gustare de fructe, adică niște nectarine dulci și foarte gustoase. Le-am cumpărat de aici, de la un supermarket din Grecia. Apoi, sora mea mărică a intrat în apă. Din păcate, n-am reușit să filmez prea mult, pentru că, da, am intrat și eu în apă și să nu mi se aude telefonul, pentru că nu sunt încă o profesionistă, dar îmi propun să fiu. Cam aici locuim noi, cât timp suntem în Grecia. Este o vilă care se numește Villa Ilias. Aici intram în grădina, în terasa vilei și pe pereții terasei sunt niște tablouri absolut superbe. La prânz am luat o gură din lasagna bunicului meu și mi-a cam plăcut. Sincer, n-am să vă mint, a fost chiar foarte bună. Și am luat doar o gură pentru că aveam și noi altă mâncare, eu și sora mea. Cât timp Raisa a dormit de prânz, eu m-am jucat Roblox. Din păcate, nu știu cum să fac să câștig Robux, pentru că n-am să dau bani pe acești bani, pentru că, da, costă. Și aici deja mă pregăteam pentru a doua tură de plajă, iar nisipul era foarte fin și foarte curat. Am luat a doua gustare de fructe, bere și pere, care sunt de la bunica mea din grădină. Și când ne-am întors de la plajă, mă pregăteam să ieșim în oraș. Mă pieptănam și cam acesta a fost outfitul meu, ca să facem și un outfit check. Da, cam așa arătam. Și mi-am pus aceste două brățărele făcute de mine pe mâini. Și m-am dat cu un parfum cu Ana și Elsa, ce să vedeți, știu că e ciudat la vârsta mea, doar că miroase ca un parfum de adult și ador acest miros. După mă dădeam cu un spray cu sclipici. Durează cam mult acest video, dar cred că merită. Nu uitați să lăsați un like, să zdrobiți butonajul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Cam aceasta era ținuta mea și așa m-am pregătit. Iar seara la cină am mâncat șnițel cu orez, făcute de bunica mea. Aici am ajuns la o gelaterie cu înghețată venețeană și am mâncat niște vafle cu Nutella, înghețată, frișcă și smeltă. Apoi am văzut un și doar ascultat. Aici deja intrasem la un magazin
Acum verde, dar că eram erau cam scumpe după cum puteți vedea. Erau 100 de aici erau alte statui grecești. Iar aici vedeam o mini chitară, nu știu sigur cum se numește, sunt sigură că are o denumire a ei. Aici ajunsem deja în cameră și ne pregăteam de somn. Eu am fost Paula și sper că v-a plăcut acest daily vlog.